cafeaua de dimineață, te ajută să scapi de greață și crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, atenție, mi se spune, atenție, atenție, suntem în direct, atenție, se transmite. Cafeaua de dimineață, 12 decembrie 2019. Ce să mai spun, să anunț o temă acum? Vă spun așa, e joi, deci a apărut Mesagerul de Neamț, ediția scrisă, și trebuie să vă spun din start că următoarea ediție va apărea luni, 23 decembrie, o premieră. Noi apărăm joia, dar acum, ca să prindem și Crăciunul și să fie un număr mai special, o să apărăm pe 23 decembrie. Pe prima pagină vă spun doar atât, că după aceea o să mai avem timp. Pe prima pagină, un material, hai să-i spunem, în premieră. Mai țineți minte că exista un șef al poliției Piatra Neamț, numit Cezar Filip, un polițist foarte bun, dar care a avut o ieșire la un moment dat, noi spunem aproape că justificată, chiar dacă ieșirea a fost cum a fost. El a fost executat, cu ghilimele, fără ghilimele, cum doriți dumneavoastră, pe baza unei filmări scoase de un subaltern din sistemul respectiv de filmare. Pe subalternul îl chema Relu Baciu și el a fost achitat de către judecători pentru extragerea acelor imagini, pe motiv că, polițist fiind, ar fi acționat ca avertizor public. Mă rog, una e una, alta e alta. Și mai sunt și alte subiecte, vă îndemnăm să citiți ziarul. Acum, nu știu dacă domniile voastre urmăriți întotdeauna și sunt, da, sunt sigur că telespectatorii noștri sunt mai buni decât noi în cele mai multe privințe, ce se întâmplă prin țara aceasta. De exemplu, ați văzut la Bacău ce se întâmplă, nu, pardon, la Arad. Să sperăm că nu ajungem să discutăm aceleași lucruri și în Neamț. Dar ieri, seară, am asistat la două ședințe și un spectacol, ca să spun așa, desfășurat de la aceeași oră în Casa Albă. În sala mică era instalat nou prefect, în sala mare de ședințe a Consiliului Județean era ședință de Consiliul Județean și între cele două sări, în sala aceea de spectacole, erau niște copii care cântau colinde. Sincer, profesional, ar fi trebuit să te duci la primele două amintite, în mod așa sufletește trebuia să stai copiii. Dar trecem și peste asta. În ședința Consiliului Județean s-a discutat la un moment dat un subiect marotă aici la Mesagerul de Neamț. Subiectul pediatria Spitalului Județean. Pediatrie, care, secție pediatrie, reabilitată, bani mulți, se băteau în piept toți președinții de Consiliul Județene, nu pot acum, că am aici, știți, eu nu Tarzan, eu pediatrie, fac, bag, bani, așa. Noi am spus că ce se întâmplă acolo este crunt și ilegal și în momentul acesta secția funcționează, deși ea este șantier, o parte, ea este șantier, dar lăsăm și asta deoparte. Ea trebuia să se aprobe niște fonduri pentru continuarea lucrărilor, la vreo 4 ani după ce ele trebuiau recepționate. Și consilierii dintr-o parte a eșichierului politic au spus, noi am vrea să știm și noi pentru ce dăm bani, pentru că, uite, a scris Mesagerul de Neamț ieri că s-a câștigat un proces în instanță împotriva constructorului, să nu dublăm sumele. Răspunsul președintelui Consiliului Județean a fost, dom'le, dar nu vreți să terminăm lucrarea, să dăm bani? Cineva a insistat, dom'le, hai să vedem despre ce e vorba. Președintele Consiliului Județean a zis, da, să răspunde cineva din corpul tehnic. Și l-a numit, l-a nominalizat pe domnul Dan Vasile Constantin, care este Consiliul de Administrație, sau Consiliul Director, cum s-o chema el. Am asistat pe parcursul a 5 minute la cea mai, nu știu cum să o numesc, crasă sau cel mai cras autodenunț pe care l-am putut vedea. Nimeni
nu a reacționat la ceea ce spunea domnul Dan Vasile Constantin. La un moment dat a spus așa: da, domne, am câștigat pentru că ăia constructori au depășit valoarea lucrărilor suplimentare pe care tot noi le-am zis să le facă. Dar nu e nicio problemă. Am discutat cu ei și vor recupera banii dându-ne în judecată, din spitalul judecată, cine o fi dat în judecată, pentru îmbogățire fără justă cauză. Ce vrea să însemne lucrul acesta? Adică, bă, uite care-i treaba. Noi am greșit, ei au greșit că au lucrat mai mult, dar am dat noi la pace. Am dat noi la pace. Ei au renunțat la lucrare, ca să vezi. Noi facem o altă procedură, mai dăm niște bani, dar am dat la pace. Ei își iau și ei banii, le dau în judecată, noi am câștigat în primă instanță și lucrurile merg înainte. Dar nu l-a întrebat nimeni acolo, nici președintele Consiliului Județean, nici consilierii. Domnul Dan Constantin, dumneavoastră, care a fost rolul dumneavoastră în urmărirea lucrărilor și în întârzierea lor nepermisă? Pentru că, să nu uităm, domnul Dan Constantin a fost tot timpul un factotum la Spitalul Județean Neamț. Dar ne oprim aici. Asta este sistemul de sănătate de stat. Astăzi, haide să vorbim despre lucruri bine așezate și să vorbim despre sistemul de sănătate, cum se vede el din zona privată. Acum câteva săptămâni am făcut o emisiune cu un domn care a creat, efectiv a creat, o clinică oftalmologică. Se cheamă Platinum Optic. Atunci vorbeam cu domnia sa în direct și am spus: domnule, să încercăm să facem emisiuni în care să vorbim și să prevenim oamenii sau să îi îndrumăm pe cât se poate în a se apăra sau a se trata de bolile de care suferă, pentru că există la noi, în general, o reticență de a merge la medic. Ajungem la medic doar atunci când lucrurile pot fi uneori irreversibile. Și atunci spuneam că vom cunoaște în emisiune câțiva dintre medicii pe care îi are domnia sa acolo, i-a cooptat într-o echipă la Platinum Optic, și astăzi am zis să-i dăm drumul. În studio lângă mine, domnul doctor oftalmolog Valeriu Cușmir. Bună ziua, bine ați venit la noi. Bună ziua, bună ziua. Ne bucurăm că ați ajuns și în emisiune. Astăzi eu aș vrea să vă provoc cu o temă de mare actualitate, în mod sigur, dacă nu e așa o să mă contraziceți: bolile oculare la persoanele vârstnice. Credeți că putem discuta acest subiect? Da, eu cred că noi în orice clip o putem discuta. Bun. Haideți să vedem. Avem o problemă din acest punct de vedere? Da, noi într-adevăr avem o problemă. Problema a existat tot timpul. Deci nu a fost un moment în istoria omenirii când nu a existat problema patologiilor vârstnici. Chiar și cu 1000 de ani înainte de Hristos, deja se făceau operații oftalmologice, nu e glumă. Ele existau, până acum metoda s-a păstrat, se folosește în Africa, noi un pic am evoluat. Cât de cât așa. Cât de cât am evoluat. Deci noile tehnologii vin din 1970. Eu acum mă refer mai mult la tratamentul cataractei. Da, dar înainte aș vrea să vă cunoască telespectatorii. Eu am citit despre dumneavoastră, noi în Mesagerul am publicat foarte pe scurt câteva lucruri, am și făcut remarca: domne, ce fain este, ce cool este să ai un oftalmolog pasionat de camping și astronomie. Cine sunteți dumneavoastră, domnul Cușmir, ca să vă întreb așa cum se făcea în anii 90, ce ai făcut în ultimii ani, cum ai ajuns la Piatra Neamț și cum ai ajuns, domnia ta, să faci operații de cataractă la Platinum Optic? În ultimii ani am avut o mutare, așa spunem, peste prut. Peste prut. Deci sunteți din zona românească, de dincolo de prut. Exact, exact. Sunt din Basarabia. Am avut o mutare și am avut un mare noroc.
Am avut un mare noroc ca în primele, chiar primele săptămâni după mutare să o cunosc pe domnul Jucan și să începem o colaborare foarte și foarte frumoasă, cu o evoluție spre un centru medical cât se poate de modern, spre o sală de operație extrem de frumoasă, că am mai fost și multe, multe alte spitale, și în CSI și în Europa, spre un colectiv în care eu vin fiecare dată cu plăcere să lucrez și eu pot compara și îmi permit să o compar deja. Deci, în ultimii ani, mutări, drumuri cu oameni noi și o evoluție spre ceea ce îmi doream tot timpul să ajung. Unde să ați făcut studiile? Studiile de bază erau făcute la Chișinău. Așa. Paralel am făcut studii de lungă durată în Belgia, în Moscova, Kiev, Nant, Franța. Deci v-ați școlit? Am făcut, da. Mi-am repetat studiile la Iași, la domnul profesor Chisereță. Deci a durat și a evoluat. Acum, la cum văd că sunteți de tânăr, nu știu când ați făcut atâtea studii. Deci că am impresia de tânăr că... universitate, așa, am început-o mai devreme un pic. Așa. Haideți să ajungem la temă. Deci, cataracta. Ce înseamnă cataracta? Că dacă mie îmi spuneți cataracta, eu mă gândesc prima dată la altceva. Nu știu. Deci. Imagina. Deci o să rugăm, da, vă rugăm să colaborăm, da. Colegii, imaginea. Avem... Deci imaginea care o avem în poză, da, este un caz absolut clasic și foarte, foarte evident a unei cataracte. Deci este o persoană a cărui cristalin, deci este lentila care se află în spatele irisului, s-a înălbit. Popular vorbind, este albă, prin ea nu mai trece lumina. Și asta noi numim cataractă matură, când deci, persoana nu mai vede lumina de tot. Poate fi o formă mai lejeră, care nu este albă de tot și persoana mai deosebește obiectele, poate fi o ușoară ceață, da. Dar să fim foarte atenți deci, cu această patologie. Priviți această imagine, că vă dați seama singuri. Da, singur, da. Când deja ai această albeață, cum se spune. Da, chiar este albeață. Da, albeață, da, da. Vizita la oftalmolog este... Chiar și surorile medicale sau da, studenții sau vânzătorii. Da, puteți scoate imaginea acum, da. Când intră pacientul în optică, deja intră în cabinet, are cataractă. Deci vine direct și spune, are cataractă. Da, exact. Da? Se vede. Este un moment foarte clar, care poate fi identificat și în familie, de către fiul, nepot, genere... Dacă nu are și el cataractă. Dacă nu are și el cataractă. Da. Așa. Bun. Această boală se poate trata cum? Din fericire și să din păcate. Să ne spuneți, da, mai imagine. Da, vă puneți a doua imagine, dacă se poate. Imagine. Și din fericire și din păcate, această patologie se tratează complet. Ea este absolut curabilă. Procedura are loc odată în viață. Este un implant care se poziționează în locul cristalinului opacifiat. Deci pe prima parte imaginii se vede cum se extrage cataracta cu ajutorul unei sonde cu ultrasunete. Este o incizie foarte și foarte mică de 2 mm. Oh, da. Nici nu se pune sutură în cazuri clasice. Deci pacientul se ridică de pe masă și el este capabil să intre înapoi în viața lui cotidiană. Nu se schimbă nimic pentru el. Bine, o perioadă de timp probabil că are niște restricții la ori de spălat. Până câteva ore. Atât. Da, atât. Da? Atât. A doua imagine este implantarea cristalinului artificial. Acea proteză care se pune odată și pentru tot restul vieții, care nu are termen de valabilitate, care nu interacționează nicicum cu organismul și care permite să vezi foarte clar imaginele. Sunt mai multe tipuri. Dar în mare parte, la 80 de ani, pacientul începe să vadă ca un copil de 11. Cu un cer albastru, ca în copilărie, cu un soare strălucitor, cu frunze verzi, cu toate deci, gâzele. Vede se vede absolut... Exact, absolut ca în copilărie, ca un copil. Vede foarte și foarte bine.
foarte clar, culorile se reîntorc, apare zâmbetul pe față, oamenii ies din depresie, fiindcă ei da, aveau o viață în probleme, întuneric. Da. Și acum totul este bine. Și la sfârșit se vede cum implantul se deschide în sacul cristalinean, există mai multe forme, deci asta nu este doar unica lui formă, dar cam așa el stă și rămâne până la sfârșitul vieții. Da, puteți scoate imaginea de acum. Domnul doctor, care este prima fază incipientă? Când poți să-ți dai seama că ai o problemă de genul acesta? Cel mai corect, chiar și conform ordinelor Ministerului Sănătății, este să ne facem controlele periodice. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că copilul la naștere, chiar la naștere, chiar la maternitate, trebuie examinat de un medic oftalmolog. Se întâmplă lucrul ăsta acum? Acum, la modul foarte serios. Foarte serios. Deci, eu foarte rar văd pacienți care vin cu copii consultați până la 3 ani. Bun, dar dacă dumneavoastră spuneți, acum discutăm și lucruri un pic mai generale, că este acum această discuție pe plan național cu rezidențiatul, unde se facă, cum se facă, și e bine că a pornit o discuție, dar eu vă întreb așa, n-ar fi bine ca atunci când un copil se naște într-un spital, într-o clinică, să existe acea interdisciplinaritate acolo care să funcționeze? Da. Este foarte bine să existe și este, ea trebuie să fie reglementată și ordonată. Păi asta zic, n-ar trebui ordonată cumva? Da, ar trebui. Adică, dom'le, am un copil, s-a născut, are scorul nu știu care. Poate să fie și un scor foarte bun. Foarte bun, dar poate să aibă în același timp și o problemă da. La ochi, care da. Nu vede când se naște copilul, nu se vede. Scorul, greutatea, nu, nu scorul ce. Nu conține problemele oftalmologice. Da, și nu numai oftalmologice, și da, alte probleme. Și probleme tot. Da. Bun. De ce nu s-ar putea face acest lucru? Eu nu pricep. Voință. Voință? Voință. Este necesar de voință, nu este necesar de resurse suplimentare. Nu te costă nimic. Am înțeles. Uite, o problemă în atenția celor care diriguiesc sănătatea, pentru că numai luând toate aceste probleme și punându-le cap la cap, poți să faci un lucru care să fie logic și coerent. Exact, bun. Exact. Hai să spunem, la noi nu se face lucrul acesta. Dacă ajungem până la 40 de ani, cu bine. Așa. După 40 de ani, înainte era 50, sincer, din cauza întineririi patologiilor oculare, s-a diminuat vârsta de control până la 40 de ani. Deci, după 40 de ani, se recomandă un control anual la medic-oftalmolog. De ce? Fiindcă există patologii care nu dor, care nu scad vederea, care nu dau nicio simptomatică, dar când a apărut simptomatica la ele, vorbim despre glaucom în particular acum, deja este târziu. Catracta dă un simptom foarte ușor de încețoșare a vederii, care poate dura 5, 7, 10 ani. Vederea scade treptat și pacientul nu îi acordă atenție, fiindcă se acomodează. Ori le este confortabil, ei știu unde sunt obiectele din casă, ei nu se prea deplasează și ajung cu 10, cu 5%, cu mai puțin de 5% de vedere, cu o acuză simplă de miceață în fața ochilor. Bun, și în faza asta incipientă care există, tot operația se impune? Sau intervenția chirurgicală a operației? Din punct de vedere psihologic, ca pacientul să se simte confortabil după operație, că el a obținut un rezultat, dar în același timp să nu-i supunem viața riscului, noi operăm cataracta ca recomandare cu o vedere mai jos de 70%. Deci la fiecare 10% pierdute sub 70, riscul de traumă pentru pacient crește cu 100%. Deci pacienții se lovesc, se împiedică, lunică pe gheață, se apleacă, se lovesc cu capul de diferite obiecte. Și dintr-o operație de 15 minute, cu rezultate minunate, ei se poate transforma într-o operație de 2 ore, cu un rezultat imprevizibil. Bun. Și atunci, haideți să recomandăm în cuvinte foarte simple. Deci, din ce moment se recomandă intervenția? Din momentul când pacientul are deja 70% de vedere din cauza cataractei și nu din cauza unei boli legate de vârstă care se poate ascunde sau poate mima o cataractă. Intervenția este un proces destul de simplu
Și rapid, aici putem pune filmul. Avem un filmuleț de un minut. O să-i rog pe colegi când ei pregătiți filmulețul să-l dea cu sunet. Și după aceea revenim în direct. Majoritatea pacienților domnului dr. Cușnir sunt operați de cataractă. Ochiul este format din segmentul anterior și posterior. În partea anterioară noi vedem cornea, care este acea parte transparentă. Vedem pupila, care este o gaură, de fapt, în mijlocul irisului, înconjurată de mușchi. Și în spatele pupilei, acel negru a ochiului, se află cristalinul, care focalizează lumina pe retină, ca noi să avem o vedere cât mai bună. Celulele cristalinului toată viața se înmulțesc. Ele nu se opresc. Și deci, la un moment dat, priviți în jos, vă rog. Ele devin prea multe. Ele devin într-atât de multe, încât încep să se înghesuie. Și cristalinul devine dur. El nu se mai mișcă, iar apoi el devine și opac. Și în acel moment, noi spunem că pacientul are cataractă. Însă vederea se îmbunătățește. Am revenit, ați auzit explicațiile în filmulețul prezentat, dar o să rog pe domnul doctor să ne mai întărească anumite lucruri. Filmulețul este făcut prin 2014. Dacă sunt modificări, față de atunci, dar nu este mare lucru. Sunt modificări. În 2014 lucram cu incizii de 3 mm și acum lucrez cu incizii de 2 mm. De 2 mm. Sunt alte tipuri de implante, sunt mai moderne, tehnica este mai modernă, este un microscop japonez extraordinar de bun. Deci, absolut toate instrumentele sunt de unică folosință pentru fiecare pacient în parte, consumabile de o înaltă calitate. N-am nimic să reproșez clinicii în care lucrez, mă bucur în toată ziua când sunt acolo. Spuneți-mi, câte operații faceți pe zi? Adică nu, dar de exemplu vine acum cineva la Platinum Optic și spune, domne, uite, ați stabilit diagnosticul cataractă, în cât timp se poate face programarea? Marța următoare, când sunt gata analizele. Foarte repede. Foarte repede. Așa de repede. În mare parte depinde de coordonarea cu familia, cineva să-l ajute în acea zi, să fie gata unele analize pe care noi le cerem obligator pentru operație și cât de repede posibil noi îi redăm vederea pacientului. Sunteți trei medici, din câte am înțeles, în da. Momentul acesta. Deci de aceea puteți să faceți programările. Putem să facem programările destul de repede. Da. Am înțeles. Bun. Acum, ce omul, practic, nu prea are cum să se apere de cataractă, nu? Nu, nu. Este o evoluție. În mare parte, noi nu putem să-i spunem că este o boală, noi nu ne îmbolnăvim, noi evoluăm spre cataractă. Da. Toți vom ajunge, cum spun eu, în mare parte pacienților. Este o evoluție normală a lucrurilor. Deci așa ar trebui să fie, doar că noi ne permitem în ziua de azi cu tehnologiile moderne să avem o viață calitativă, cu o vedere bună, să ne vedem copiii, nepoții, să avem o viață decentă, să ne putem auto-îngriji. De ce nu? De ce să nu o facem începând cu o diminuare nesemnificativă a vederii, deci până la 70%? De ce să așteptăm să scadă definitiv sau să așteptăm ceva să se întâmple cu noi, când putem avea o mică investiție și un rezultat fenomenal. Bun. Cataracta a existat dintotdeauna. Eu nu știu cum se trata ea în vremurile trecute, dar acum, practic, ai venit la medic, ți-a stabilit diagnostic, spune, vrei sau nu vrei să faci? Majoritatea, probabil, care vin, vor să și facă. Există programe pentru depistarea cataractei și în zonele în care oamenii nu au acces, să spunem, la mijloacele de informare în masă? Pentru acest moment ar exista controlele obligatorii anume. Deci ele sunt. Bune. Dacă nu este medic oftalmolog. Vorbește subsemnatul. Da. Deci vorbește subsemnatul care... Deci, dacă... A fost acum 2 ani la un oftalmolog, i-a spus ce are de făcut și nu s-a mai dus. Și mulți dintre noi neglijăm aceste controle. N-ar fi obligatoriu ca medicul de familie să aibă acolo într-un carnețel și să spună ai făcut control oftalmologic
Nu. E, la mine nu mai vii pentru nicio rețetă până când nu-ți faci controlul oftalmologic, controlul general. Pentru că în alte țări lucrurile acestea sunt aproape obligatorii. Da. În alte țări așa și este. În alte țări așa și este. Chiar legislația impune angajatorii care au, spre exemplu, angajați în IT să-i consulte din contul angajatorului fiecare an la medic-oftalmolog. Medicii de familie au liste cu pacienți în vârstă pe care îi trimit la medici oftalmologi ca să nu mai aibă liste de pacienți care nu văd. Fiindcă de altfel medicul de familie trebuie să meargă la el acasă. Pentru ce? Păi asta spune, adică, nu știu, așa cum spuneați de copil la naștere că trebuie văzut, și aici sunt lucruri simple. Da. Sunt lucruri simple, dar probabil că... Nu este o obișnuință încă formată. Da. Ale, eu recunosc, ale eu v-am spus, am dat exemplul meu, dar nu numai... Cunosc sute de oameni. Medicii oftalmologi, în plus, trebuie să insiste. Noi ne străduim să o facem în clinica noastră Platinum Optic, să insistăm și copiilor și persoanelor care sunt în vârstă să se opereze, să vină anul următor. Le explicăm care sunt riscurile când nu vii și care sunt beneficiile când vii. Câteodată este mai rentabil să-ți faci o intervenție decât să-ți faci trei perechi de ochelari. Fiindcă da, după intervenție nu mai ai nevoie decât de o pereche până o pereche de ochelari, dacă ai o boală așa mai complicată, costă mai puțin, mai mult decât o intervenție. Exact, exact. O pereche de ochelari. Da, trei. Da, aveți perfectă dreptate. O pereche. O pereche, da. 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 Acum, am vorbit despre cataractă, dacă simțiți nevoia să mai spuneți ceva despre cataractă, după aceea vreau să vă trag un pic de limbă. Să nu fim amăgiți de faptul că eu am cataractă și din cauza aceasta mi-a scăzut vederea. Este o gândire foarte periculoasă în rândul populației, fiindcă odată auzind că, da, mie doctorul 3 ani în urmă sau 5 ani în urmă mi-a spus că eu am cataractă, din cauza aceasta îmi scade vederea. Să fim atenți să mergem totuși la consultorul care ni se examinează și fundul de ochi. Sunt foarte multe patologii legate de vârstă, de diabet, de presiune intraoculară, care se pot ascunde în spatele acestui cristalin opacifiat. Și dacă noi nu rezolvăm problema vizualizării fundului de ochi, deci acelui ce este în spatele cristalinului, noi putem să ajungem la un punct de neîntoarcere referitor o patologie care într-adevăr a scăzut vederea. Deci cristalinul operat poate să nu ne dea o vedere scontată. Practic trebuie căutată cauza. Da, trebuie căutată cauza. Dacă este cataracta, da, o rezolvăm. Dacă este altă patologie, rezolvăm și cataracta, deci, și patologie secundară. Sau da, deja de bază. Da. Domnul doctor, eu în momentul în care am făcut emisiune cu domnul Jucan, l-am întrebat ceva și încercam să-mi explic cum poți lucra cu calm, cu precizie la 2 mm, incizie, așa spuneați, nu? 2 da, mm, da. În ochiul unui om. Ce trebuie să... Nu, deci, efectiv, nu-mi dau seama, probabil că nu pot realiza. Câtă precizie, cât calm și ce calitate... Cum v-ați antrenat pentru așa ceva? Am avut un drum bine pavat, să spun așa, tatăl meu fiind oftalmolog, fratele meu fiind oftalmolog. Am înțeles. Eu de mic, de la vârsta de când am învățat să pun casetele în casetofonul video, priveam filme cu operații oftalmologice, asta era cam 8 ani, vârsta de 8 ani, de până la 2000, când s-au întors de la primele conferințe din Franța, cu mulțime de informații, de atunci am început să le privesc. Un drum bine, bine pavat. Am înțeles. Dar totuși, drumul totuși, e pavat. Mâna nu tremură. Deci nu tremură. Mâna nu tremură. Este foarte greu să-ți dai seama la un moment dat că pentru fiecare mișcare care o faci, iei o decizie. Asta. Fiecare mișcare este controlată, gândită și noi, oftalmologii, facem operația cu ambele mâini și ambele picioare. Deci noi privim în microscop și în același timp noi lucrează și două mâini și două picioare, fiindcă picioarele avem două cum? Pedale. Aveți pedalele avem care... pedalele care gestionează, una lucrează cu microscopul, alta lucrează cu aparatul care extrage cristalinul și cu ambele mâini
într-o mână este un tip de instrument și în altă mână este alt tip de instrument. Deci noi permanent lucrăm cu toate patru membre și cu ochii. Deci practic este o coordonare fenomenală, perfectă. Da, perfectă a tuturor membrelor și în plus să iei deciziile corecte. Nu există o etapă a operației care să fie secundară sau să poate fi delăsată sau unde poți să faci o eroare. Ele depind una de alta. Da, deci este o cascadă și dacă undeva apare o eroare, poți ruina toată intervenția. Deci trebuie să fim foarte și foarte buni. Cât durează efectiv? Că partea de pregătire, așa, cât durează efectiv o operație de cataract? O operație efectivă durează... Cea mai complicată? Cea mai complicată poate dura până la două ore și jumătate. Și cea mai simplă? 15-20 de minute. Efectiv. Deci lucrezi, deci practic, lucru efectiv, 15-20 de minute. Cu toate membrele și cu creierul. Și cu creierul și cu ochii. Exact. Foarte interesant. Eu o să vă provoc să mai facem emisiuni și pe alte categorii cu cea mai mare de plăcere, cu cea mai mare oculare plăcere. Și nu numai, pentru că pornind de la acest gen de afecțiuni, putem discuta și despre starea generală a omului. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune, pentru mine a fost o încântare să fac acest gen de emisiune și vă mai așteptăm. Oameni buni, ați văzut aici în direct un medic tânăr, școlit, care face operații pe ochi. Pentru mine este un lucru senzațional să poți lucra în ochiul unui pacient. Vă doresc cele bune. Dacă aveți probleme, îl găsiți pe domnul doctor la Platinum Optic. Eu vă doresc să nu aveți probleme, să faceți doar controle periodice. Da. La revedere și numai bine. Vă mulțumesc.